primul rând este regretabil că se întâmplă aceste agresiuni asupra personalului sanitar, nu neapărat numai a medicilor, ci și a asistenților personalului de însoțire. Noi am făcut nenumărate eforturi pentru a ne ține personalul medical în țară și în spitale. Din păcate, unele persoane nu înțeleg importanța acestor cadre medicale pentru sănătatea publică în principal. Cred că sunt necesare măsuri atât la nivel local privind întărirea pazii și a ordinii privind accesul în spital, și în același timp, în mod sigur, mă gândesc și voi propune o modificare eventuală a legii sau chiar o inițiativă legislativă privitoare la asemănătoare cu cea cu măsuri asemănătoare cu cele privitoare la ultrajul asupra personalul încadrat în poliție. Este regretabil că se întâmplă aceste fapte, dar totodată cred că se impune necesitatea creierii